Întâlnirea de astăzi, sau mai exact dezbaterea pe care o avem astăzi, se numește protejarea diversității în democrație. Minoritate versus majoritate sau minoritate și majoritate. Deci e formulată sub forma unei alternative, să spunem așa, unei polemici. Brândușa Armanca este gazda dialogului de astăzi și îi dau cuvântul. Da, bună seara, dragi prieteni, este a doua ediție a dezbaterilor Cafenelei Civice. Este un proiect finanțat de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Mă bucur că suntem aici destul de mulți împreună, sunt și studenți cu noi. Este, dacă vreți, un scop al nostru să putem crea acest dialog, de a beneficiarul acestui proiect este Grupul pentru Dialog Social, să creăm acest dialog între tineri și oameni cu experiență. Ne-am propus o mulțime de lucruri astăzi când vom vorbi despre minorități. În 1990, când se scria proclamația de la Timișoara, exista un punct 4 care suna cam în felul următor. Pentru victoria Revoluției din Timișoara s-au jertfit alături de români și maghiari și germani și sârbi și membri ai altor grupări etnice care de secole conlocuiesc în orașul nostru pașnic în bună înțelegere. Timișoara este un oraș românesc și european în care naționalitățile au refuzat și refuză naționalismul. Invităm pe toți șovinii din România, indiferent că sunt români, maghiari sau germani, să vină la Timișoara la un curs de reeducare în spiritul toleranței și al respectului reciproc, singurele principii care vor domni în viitoarea casă a Europei. Vedeți, în 1990, când acest ideal era formulat, se vorbea despre minorități într-un singur fel, minorități etnice. Acum lucrurile stau altfel. Sunt mai mult de 30 de ani de atunci. Era o intuiție totuși, chiar l-am întrebat pe Daniel Vighi, cel care a propus acest punct al proclamației, cum anume s-a scris acest punct 4. Și el a spus, a fost o intuiție. În fond, eram la Timișoara și asta mi s-a părut că ne definește. De aceea am asumat eu de la Timișoara acest subiect. Mi s-a părut că poate modelul Banat mai funcționează, dar asta trebuie pus sub semnul întrebării și trebuie discutat. Înainte de a da cuvântul oricui, vreau să-l întreb pe studentul la jurnalistică Darius Medelean, dacă ne aude, care este, în afară că e student la jurnalistică, provine dintr-o zonă foarte tipică a Banatului, unde tatăl său este primar. Spune-mi, Darius, crezi că acest ideal al conviețuirii minunate, a conlocuirii minorităților etnice și religioase funcționează în Banat? Tu ești chiar un bănățean de Baștină. Da, vă salut pe toți cu drag. Referitor la această întrebare, cred că satul meu, Luncanii de Jos, este un exemplu perfect pentru a demonstra asta, pentru că am avut italieni în sat, am avut evrei, am avut nemți, unguri, romi, am avut de toate. Și a fost un sat foarte pașnic, este încă un sat foarte pașnic și da, modelul bănățean încă funcționează, deși minoritățile au cam plecat. Da, ne lipsesc germanii, nu? Care au plecat masiv. Evident, ne lipsesc evreii, care au fost foarte importanți în această zonă. Dar, sigur, nu vom limita discuția la Banat. Am vrut doar să punem un accent. Aș vrea, dragi prieteni, să vă propun câteva subiecte, putem să le abordăm pe toate sau acelea care ne vor
care vor fi, le veți considera mai interesante. Nu știu dacă vedeți pe ecran. Da. Da. Deci am, da, vedeți pe ecran cu un desen de Dan Perjovski câteva teme. Minorități etnice și religioase, minorități sexuale, migranți, corectitudine politică, creșterea extremismului, hate speech, adică limbajul urii, și responsabilitatea presei. Știți prea bine că sunt foarte interesată de în general de subiectul de presă despre care scriu frecvent în revista 22. Învățați-mă cum să ies din acest ecran. Ok. Aș fi vrut să ies din ecran. Stop sharing. Stop sharing, numai că nu-l văd. Pe stop sharing. Tot acolo. Da, ba, da, ba, da, l-am văzut, am ieșit. Mulțumesc. Da. Bun. Aș vrea să pornim discuția noastră cu o întrebare foarte actuală. Credeți că în România astăzi crește cu adevărat extremismul? Suntem în acest pericol? Avem o problemă majoră aici, în România, cu extremismul pe care nu știm să-l administrăm, nu știm cum să dialogăm? Ce credeți? Aștept un răspuns de la absolut oricare dintre participanți. Sunt convinsă că Andy Lăzescu chiar ar putea să ne spună, el a scris de mai multe ori și Mădălin Hodor au scris despre acest subiect, la fel Andrei Cornea, Andrei Oișteanu. Nu mă gândesc, poate unul dintre studenți, dintre invitații mai tineri, să se pronunțe. Noi ăștia bătrânii cam știm unii despre alții ce o să spunem, dar la ei sunt curios. Da, cum vor răspunde întrebării tale? Care e o întrebare, sigur. Sigur. O avem aici și pe Mihaela Iorgu, o avem pe Mădălina Mihai, Monica Ivan, Marian Zamfire Nache, care sunt convinsă că va intra în dialog cu Peter Gross pe exact pe întrebarea corectitudinii politice, dar totuși haideți să dezbatem, nu o luăm doar pe vârste, așa că vă rog. Da, Daniel Cozac, putem folosi și mânuțele de acolo din reacții, dacă vreți să vorbiți, sau să ridicați mâna că vă văd. Da, Daniel Cozac. Bună seara tuturor, mă simt și eu un pic student, căci am fost studentul doamnei Armanca în 1994-ish. Deci răspunsul la întrebarea asta cu extremismul, dacă crește sau nu, cred că îl vedem mai mult acum. Întrebarea este până unde? Cât de tare crește? Eu cred că într-o societate există extreme care se manifestă și că un procent mic e normal. În schimb, în momentul în care aceste credințe și idei pe care extremiștii le aduc în spațiu public sunt adoptate de majoritate, de populația generală, de publicul general, atunci cred că într-adevăr avem o problemă. Nu cred că am ajuns încă acolo, dar am făcut niște pași încurajatori în această direcție. Pe tot parcursul acestor ultimi 30 și aproape 5 de ani, de la Revoluția din 89 și până azi. Da, n-o să ezităm să spunem că există totuși un partid în ascensiune, e vorba de AUR, care, fără îndoială, că îngrijorează, în special în această privință a creșterii vertiginoase, cel puțin în sondaje, cu metode care nu sunt cele tipic democratice. Vedem agresiune, vedem mai ales stăruința de a diviza societatea, excluderea unor lucruri, ei s-au exprimat în formule antisemite, s-au exprimat agresiv la adresa unor minorități etnice, deci cred că aici avem această
această problemă pe care categoric vrem să o dezbatem. Andrușa, uite, vreau eu să doar două vorbe. Te rog, nu? Te rog, Alexandru. Ca discuția să fie cumva completă, ar trebui să ne gândim ce anume s-a schimbat sau care sunt elementele care mișcă lucrurile într-un sens sau în altul. Și sunt multe. Sunt schimbări la nivel social, imigrația, de exemplu, care a crescut foarte mult în intensitate în aceste trei decenii. Un rol extrem de important îl are tehnologia. Nu? Faptul că, și nu mă gândesc numai la rețelele sociale, lumea, sigur că ele sunt un factor important, dar în general internetul, capacitatea asta de a comunica, iar mișcă lucrurile într-un anumit sens și scoate în evidență niște lucruri care ele sunt, erau poate dormante, dar la un moment dat, prin aceste mecanisme, devin mă rog, au un impact și, în fine, sigur, sunt niște modificări la felul în care definim valorile. Aici e o problemă, o discuție complicată care se ajunge la corectitudinea politică, la felul în care, sigur, discuția e și cred că e bine pusă. Minorități împreună cu majoritățile sau minorități versus majorități, iar ceea ce vedem că se întâmplă totuși în Statele Unite sau în altă parte, tipul acesta de excludere sau de limitare severă a libertății de expresie, sigur, nu la nivel oficial, sunt lucruri care ar trebui să ne gândim la ele. Adică e un ansamblu și trebuie să, dacă vrem să înțelegem, eu cred că este un fenomen care crește, deci acest tip de intoleranță și care vine pe un tip de clivaje sociale și sunt relativ îngrijorat pentru că, nu numai legat de aur, dar în general mă uit că lucrurile se acutizează, clivajele sociale cresc și din păcate ele sunt și de o parte și de alta tratate după mine superficial, adică nu reușim să gândim lucrurile de o manieră care să chiar să ne facă să înțelegem ce se întâmplă. Gata, eu nu mai vorbesc, am vrut doar așa să... Da, mulțumesc, Andy Lăzescu. Noi mai vedem un lucru... Vrea să vorbesc. Nu înțeleg. Ruxandra Hurezean, tot ridică mâna. Bună seara! Da, Ruxandra, te rog. Da, Brândușa, în continuarea ideii tale, aș putea să spun că eu i-am întrebat pe interlocutorii mei în munca mea de jurnalist, dacă simt ceea ce tu ai întrebat, că a crescut intoleranța și extremismul. Mulți dintre interlocutorii mei erau chiar reprezentanți ai unor minorități, fie etnice, fie sociale. Ei bine, aproape toți au zis că simt acest lucru. Unii dintre ei au și explicat de ce și cum și ce s-a schimbat. De exemplu, profesorul Rudolf Greff de la UBB spunea că, după părerea dumneavoastră, s-a schimbat tonul, iar tonul îl dau politicieni. Deci dacă societatea mergea cumva într-o inerție calmă, în momentul în care politicienii verbalizează, spun lucruri care până atunci nu se spuneau, sau sar peste limite, atunci există o reacție din partea publicului de genul se poate. Acum putem spune asta, acum putem vorbi despre asta. Domnul Nastase Covaci, istoric din Cluj, spunea cam același lucru, că simte antisemitismul ca pe o reacție asemănătoare altor momente din istorie când au fost crize, și societatea a căutat țapii spășitori și că simte că în aceste momente se caută țapii spășitori, iar țapii spășitori sunt din rândul minorităților. Că e vorba de evrei, că e vorba de germani, că e vorba de... Deci se găsesc medicii chiar, deci cei care ne mint în legătură cu virusul, deci țapii spășitori sunt la îndemână exact în momentele de criză. Asta spuneau oamenii cu care am stat de vorbă, chiar și o doamnă evreică foarte în vârstă, trecută prin greutățile istoriei, spunea că a simțit permanent că există un antisemitism tăcut, mocnit, dar că acum că există puseuri vizibile. Și iată, le vedem și noi. Da. Voi reveni la tine, Ruxandra Hurezean, pentru că ai scris câteva reportaje legate de
întâmplări foarte stranii. Antisemitism acolo unde nu există niciun evreu. O să revin să ne relatez câte ceva, dar vreau să merg mai departe, adăugând un accent îngrozitor de actual. Gândiți-vă că ocuparea celor două semiregiuni de către Rusia s-a făcut în numele apărării unei minorități, minoritatea rusă din aceste regiuni. Fără îndoială că este un pretext, dar iată, pretextul acesta a fost ales pentru a arăta bine, da? Iată, apărăm minoritățile. Eu aș vrea să-l întreb pe Barta Ciaba, care este un jurnalist cu multă experiență din comunitatea maghiară, Radio Timișoara, dacă în comunitatea maghiară, pe care o cunoaște bine, nu doar cea din Timișoara, se resimte în ultima vreme o anumită neliniște. Asta în ciuda faptului că totuși UDMR este la putere mai tot timpul. Bună seara! Mă bucur că m-ați invitat la această dezbatere. Eu nu fac emisiuni politice, dar na, unele chestii observ, văd și citesc presa. Trebuie să vă mărturisesc că noi trăim într-o bulă. O bulă a maghiarilor. Noi între noi vorbim, interacțiunile pe care le vedem este spațiul virtual pe Facebook. Sigur că aici în Banat interacționăm mult mai ușor, dar cei din Secuime, de exemplu, din Ținutul Secuiesc, ei trăiesc în mediul lor. Dacă la extremism sau la naționalism vă referiți, atunci într-adevăr, existența partidului acesta în care a intrat în Parlament AUR, asta se resimte. Un exemplu a fost, nici nu mai țin minte dacă înainte de alegeri a fost sau după, situația din Valea Uzului, cu cimitirul militar de acolo, unde acum văd că încet, încet se rezolvă problemele, justiția își face datoria. Deci astea sunt niște semnale pe care comunitatea maghiară le-a simțit și le simte și reacționează ca atare. Aici în Banat puțin altfel este. Noi, cum să zic, minoritățile suntem în relații bune. Eu lucrez la Radio Timișoara unde sunt șapte. În șapte limbi se difuzează pe postul nostru, maghiară, germană, sârbă, limba romanii, ucraineană, italiană, cehă, slovacă. Să zic așa, singura noastră problemă este de a reflecta complex că suntem foarte puțini, adică nu putem să facem anchete sau gen recorder cu o armată întreagă de oameni, ci suntem doi angajați sau trei angajați într-o redacție. Nu știu dacă am răspuns la întrebare sau dacă puteți să-mi puneți și alte întrebări. Am înțeles această nuanță că această minunată conviețuire este adeseori o conviețuire paralelă. Da? Trăim în bulele noastre, exact, cam fiecare. Exact. Singurul argument pe care, hai să zicem, modelul Banat l-ar aduce ar fi familiile mixte, care sunt numeroase în această parte de țară, și, de asemenea, faptul că de-a lungul istoriei aici, în afară de bătăliile cu turcii, n-au fost probleme interetnice sau bătălii între grupuri etnice. Mulțumesc, Barta Ciaba. Doar o singură chestie, deci da? Referitor la ideea cu care ai pornit cu cele două regiuni din Ucraina și reacția Rusiei. Gândiți-vă, acele regiuni au cerut cu mulți ani în urmă, cu 9 ani în urmă, autonomie. Ce s-ar întâmpla dacă în România, în Ținutul Secuiesc, se solicită autonomia? Autoritățile române să tragă în Secui. Deci asta aici nu s-a întâmplat din fericire. S-a întâmplat în Ucraina. Ucraina care a tras în etnicii săi, ruși, de acolo.
Problema e mai complicată de atât, dar nu este bun, chiar este și legea, sigur că da, legea lingvistică care a interzis predarea și cu chestia asta se confruntă și minoritatea maghiară din Ucraina. Că nu mai pot învăța în limba maghiară în școlile maghiare. Dar mă rog, și asta este un alt... română din Ucraina. La fel, la fel, și cea rusă și așa mai departe. Da. Dar ăsta este un alt subiect. Da, e un alt subiect, dar sigur vorbim despre deficitul de democrație. În esență, asta este problema în aceste țări. Înainte de a-l invita pe Andrei Oișteanu să vorbească, nu știu dacă Monica Ivan ne aude. Monica, ești cu noi? Monica? Da, Monica, da, Monica Ivan. Vreau să te întreb, este o studentă la master. Vreau să te întreb, tu ești din Râmnicu Vâlcea, din câte am văzut, că te-ai înscris pe platformă. Da, da. Spune-mi, acolo, acasă, la voi, există o preocupare legată, nu știu, de etnii, de vreo minoritate, minoritate sexuală? Lumea vorbește despre ceva în acest sens? E o preocupare? Noi suntem un oraș liniștit. Nu avem etnici. Avem înregistrați, într-adevăr, doar maghiari, dar și rom. Dar alte etnii nu avem. Iar preocuparea aceasta de a vorbi, vă spun sincer că nu am auzit-o. Mai bine zis, nu am văzut-o. Sunt foarte mulți care se preocupă, după părerea mea, și exagerat. Adică ne facem griji, nu știu, degeaba. Spunem, comunitatea romă de la voi este ghetoizată? Scuză-mă că folosesc acest termen, dar în multe localități ei locuiesc în cartiere. Nu. Este chiar civilizată, se poate vorbi civilizat. Dar se mai pot face multe în privința lor. Adică... Deci este o populație sau, hai să zicem, este o comunitate săracă? Marea majoritate... Vorbesc de romi, da. Da, marea majoritate sunt săraci, dar există și o parte care sunt bogați. Nu duc lipsă de nimic, vă spun. Da. Când abordăm problema asta, noi în Timișoara suntem într-o situație foarte specială, pentru că noi avem aici... Nu sunt de nivel celor de la Timișoara. Da, nu, eu vorbesc aici de cele peste 200 de palate țigănești pe care noi le avem, construite de oameni din comunitatea romă foarte bogați, dar care nu au legături cu săracii din această comunitate. Și chiar eu am făcut mai multe filme despre aceste palate țigănești și despre arhitectura lor. E o poveste fascinantă. Sigur, e o poveste despre reprezentare și identitate și de felul în care vor să fie percepuți în societate. Dar ce am observat este că atunci când își angajează ajutoare, întotdeauna își angajează blonzi. Deci blonzi. Deci ăsta este criteriul lor pe care mi l-au dezvăluit. Da, noi nu angajăm când aducem oameni să ne ajute prin casă, prin aceste case uriașe, decât blonzi. Deci vă dați seama că discriminează ei înșiși fără sigur să conceptualizeze lucrul acesta. Un fel de arianism. Un fel de arianism, da. Mulțumesc, Monica. Andrei Oișteanu, vreau să vă spun că Andrei Oișteanu a scris niște cărți fascinante despre evrei, portretul evreului, extrem de interesante, dar nu doar acesta este subiectul cărților lui prețioase. Te ascultăm, Andrei Oișteanu. Da, aș vrea să punctez două, trei lucruri. În primul rând, faptul că Ucraina are probleme cu acordarea drepturilor minimale de educație și de comunicare a
minorității etnice românești a fost întotdeauna o problemă. Și întotdeauna Ucraina, pe față sau pe sub masă, au explicat că nu românii sunt miza acestei discriminări, că nu au școli în limba română, că nu au ziare și așa mai departe, ci minoritatea rusă, că ei nu pot să scoată o lege pentru români sau pentru polonezii din vestul Ucrainei, trebuie să scoată o lege cu drepturile minorităților în general. Și că, de fapt, cei vizați pentru care această lege nu există sunt rușii, pentru că nu vor să le dea lor această putere de supraviețuire. Iată că acum plătesc și din această perspectivă un tribut, pentru că n-au știut să colaboreze și să șteargă din deosebirile între ucraineni și ruși, între ucraineni și români, faptul că românii din Cernăuți și din Bucovina de Nord nu doresc să participe la niciun război din estul Ucrainei, este iarăși un semn de ucrainizare a lor, de nu a simți Ucraina ca fiind o patrie bună pentru ei. Da, eu cred totuși, iertați-mă, eu cred totuși că ar fi bine să nu ne introducem prea mult în chestiunea asta, pentru că problema e complet denaturată, dacă o privim numai așa. De nu, fapt, nu numai așa, dar și da, așa. Păi, o privim și așa, dar de fapt acolo e o chestiune, știm foarte bine, e o țară mai mică, amenințată cu nimicirea de o țară mai mare, care pretinde că această țară mai mică de fapt nu există. Evident. Eu n-am mai văzut așa ceva decât într-un singur caz, poate că mă înșel. În cazul Israelului, față de unele țări, cum ar fi Iranul, sau unele grupări palestiniene, care spun, de fapt, Israelul nu există, nu are dreptul să existe. E, asta am văzut acum la Putin. Deci, n-ar trebui să mai insistăm prea mult. Discuția noastră se poartă acolo unde există oarecare libertate, oarecare autonomie, în care țările, națiunile respective își pot decide singure soarta în pace. Sigur că am putea atunci lua exemplu iugoslav. Lumea am impresia că a cam uitat de ce s-a întâmplat acolo. Că văd că comentatorii zic că ce se întâmplă acum în Ucraina nu s-a mai întâmplat de la cel de-al doilea război mondial. Ba, pardon, s-a întâmplat în anii 90, unde au fost niște masacre înfiorătoare, care au fost făcute. Da. În... O să revenim totuși la oile noastre, care sunt destule, da. Și printre ele avem și destule oi negre. Mulțumesc, Andrei. Da. N-am terminat. Da. În primul rând, permite-mi, Andrei Cornea, să am o altă sau puțin altă părere decât e în presa mainstream. Nu este atât de simplă ecuația precum o prezinți tu. Are și alte aspecte, unul dintre ele l-am prezentat aici. Da. Mulțumesc. Eu insist să revenim la subiectele pe care le-am propus și de ce insist? Pentru că începusem să discutăm despre o comunitate care în mod clar nu a rezolvat ea însăși problemele cu majoritatea și nici majoritatea n-a rezolvat problemele cu această minoritate. Și acum vorbim din nou despre romi, pentru că oricât ne lăudăm noi aici la Timișoara cu multiculti și cu toate astea, există un sentiment de respingere care poate nu e majoritar, nu am statistici în acest sens, dar care se resimte în societate. Este un lucru pe care este musai să-l discutăm și o rog pe Amana, care ne-a propus să nu ratăm acest subiect,
să ne spună cum vede ea lucrurile astea de la Bruxelles, unde înțeleg că locuiești. Amana Ferro. Bună seara, mulțumesc frumos. Numele meu este Amana Ferro. Eu nu mă așteptam deloc să fiu invitată la cuvânt. Eu am venit să asist la discuții mai mult. Eu locuiesc la Bruxelles de 18 ani și lucrez pentru o organizație europeană care reprezintă comunitățile de rom din 25 de țări în Europa, inclusiv România. Nu sunt eu cea mai în măsură persoană să vorbească despre aceste lucruri, pentru că eu sunt mereu de părere că despre aceste lucruri ar trebui să vorbească persoanele direct afectate. Deci mi-ar fi plăcut foarte mult să văd invitat astăzi niște reprezentanți ai comunităților rome care să vorbească în nume propriu despre cum văd ei această situație și cum și mai ales cum o resimt. Pentru că altfel tot vorbim între noi majoritarii, tot vorbim între noi persoanele albe, tot vorbim între noi persoanele hetero și vorbim despre alții și din cărți. De aceea nu mă simt eu în măsură neapărat să comentez, dar ceea ce aș spune este că antițiganismul, și reamintesc că România are o lege împotriva antițiganismului adoptată acum câteva luni de zile și este un pionierat într-un fel la nivel european, pentru că multe țări nu au o astfel de lege. Legea nu este perfectă, dar este un foarte bun început. Deci antițiganismul este cea mai răspândită formă de rasism actualmente în Europa și în România, statistic vorbind, dar este și cea mai acceptată. Nu ne deranjează să folosim termenul de țigan. S-a spus chiar mai devreme, palate țigănești. Nu se creează o reacție la fel de puternică ca atunci când e vorba de antisemitism sau despre alte minorități. Da, sunt romi, știi cum sunt ei, mai sărași, mai needucați, mai din ghetou, mai nu știu ce, mai scapă un cuvânt, hai că oameni suntem. Acest tip de atitudine, din păcate, e prezent peste tot. Nu e prezent doar în România, e prezent în Europa, unde, în același fel, antiziganismul este cea mai acceptată formă de rasism. Este absolut uluitor în momentul în care romii reprezintă 12 milioane la nivel european, dintre care 6 milioane în Uniunea Europeană, dintre care vreo 2 milioane în România. Sunt cel mai mare grup minoritar din România și sunt și... Și România este și țara cu cea mai mare minoritate romă. Deci este interesant, inclusiv pentru mine a fost interesant că inclusiv în momentul în care am citit descrierea acestui eveniment, vorbim de antisemitismul fără evrei, dar nu vorbim despre antiziganismul cu foarte mulți romi. Ceea ce evident este, mi se pare că este un unghi mort, un punct orb, un blind spot, nu găsesc termenul în română, îmi cer scuze, pe care deseori îl neglijăm. Dar eu aici m-aș opri. Deci ce aș face eu ca persoană albă este să atrag atenția că este un subiect care ar trebui pus la fel de ferm pe agenda în momentul în care vorbim despre minorități, despre discriminare, despre drepturi fundamentale și mai ales despre rasism și că ar trebui ca parte din discuție să facă și persoanele direct implicate, respectiv romii din comunități și reprezentanții lor din societatea civilă și alții, mai ales din societatea civilă. Deci eu atât am vrut să spun și mă bucur că mi-ați oferit acest spațiu ca să ridic acest subiect pe care îl arunc pe masă și desigur dacă cineva ar dori să se exprime mai departe pe el, sunt curioasă să aud. Și mulțumesc foarte mult! Da, mulțumesc. Trebuie să explic de ce filmele mele se numesc Palatele Țigănești. Când am făcut aproape un an de zile această documentare, filmele se pot vedea pe YouTube, cei din comunitățile de romi m-au atras atenția să nu le spun palate rome. O să se înțeleagă că sunt de la Roma. Să le spun palate țigănești și le-am respectat această dorință. Pe de altă parte, îmi amintesc foarte bine o replică extrem de care mi-a rămas în amintire, cred m-a marcat, în care proprietarea unuia dintre cele mai mari palate țigănești din Timișoara, doamna Pia, mi-a reproșat următorul lucru. Noi am făcut Timișoara frumoasă, evident cu aceste castele, cu aceste palate, iar voi tot țigani ne spuneți. Deci, iată problema pe care Amana a pus-o pe masă, ne-a pus-o și doamna Pia în felul ei.
Mulțumesc foarte mult. Am văzut o mână ridicată, oare? Da? Marian Zanfirenache, da. Student la master, dacă am reținut bine, nu? Ottawa? Nu. N-am vrut să induc în eroare. Nu puteam să fac altfel de... să umplu câmpurile respective. Am fost cândva student, nu mai sunt. Da, așa, la noi așa figure. Ești da, binevenit, da, da. Ești binevenit, te ascultăm. Eu, și apoi Peter Gross. Da, eu sunt rom. Trăiesc în Canada, la Ottawa, sunt rom venit din neam de lăutar. Din păcate, acum ca și în multe alte dăți din viața mea, multe momente, mi-aș fi dorit să fiu mai brunet ca să lumea să se gândească ăsta ar putea să fie rom de multe ori. Mi-a fost interzis și pentru faptul că nu vorbesc limba romanii, mi-a fost interzisă sau dezisă apartenența etnică. Este foarte trist să vă reamintesc sau să semnalez, să punctez că la 30 și ceva de ani după Revoluție, după ce niște sume fabuloase, iertați-mi engleza, căcălău de bani, s-au introdus la toate nivelurile, de la firul ierbii în ONG-uri mici, micuțe, până la niveluri guvernamentale, deci sume fabuloase de bani s-au introdus în programele pentru romi, din care de multe ori la firul ierbii a ajuns aproape nimic sau foarte puțin. Deci la atâția ani și după atâtea sume de bani introduse, minoritatea romă încă suferă cumplit, la firul ierbii, de lipsa modificărilor, schimbărilor în bine. Acolo unde, e părerea mea, acolo unde s-au întâmplat și se întâmplă lucruri sau schimbări vizibile în calitatea vieții romilor, cred că modificările s-au făcut din sume foarte mici, din oameni inimoși la firul ierbii și nici de cum din chestiunile, din fluxurile mari de bani care trebuiau să vină sau s-au oprit undeva, s-au pierdut de la nivel guvernamental, central, mainstream. Și ceea ce spun, îndrăznesc să spun asta, este că majoritatea, și când zic aici majoritatea, mă refer de fi sigur la clasa politică și la factorii de decizie, inclusiv baronii locali, se bucură teribil de dezbinarea care există la nivelul etniei romilor și la lipsa de leadership. La 30 și ceva de ani după Revoluție, romii nu au reușit, cu excepția lui Nicolae Gheorghe, care a fost mai degrabă un scholar, un academician, să zicem. El n-a avut și nici nu cred că și-a dorit să facă politica aceea care să implementeze măsuri la firul ierbii. Deci comunitatea, etnia romă din România, dar nu știu, probabil că se întâmplă și prin alte țări, vorbim doar despre România, nu a avut, nu a reușit să agregheze un leadership care să lupte pentru ea. Și există o elită romă despre care foarte mulți spun, uneori pe bună dreptate, că de fapt este acolo sus și nu a făcut sau nu face ceea ce ar trebui să facă pentru amărâții de la firul ierbii. Deci asta este situația foarte gravă. Mulți și politicienii români și factorii decidenți, inclusiv la nivel local, se bucură de fapt că nu prea au cu cine să vorbească. Ok, hai să facem ceva și pentru romi. E adevărat că de multe ori nici ei nu fac pentru că nu știu, habar nu au cum să facă. Sunt niște amărâți, nu au know-how, nu știu ce este aia, organizare comunitară și așa mai departe. Ei trăiesc de pe o zi pe alta, vai mama lor. Cam asta am vrut să spun. Da, mulțumesc, Marian Zanfirenache. Uite, avem o reacție de la Manafero. Complet de acord cu Marian Zanfirenache, soluțiile propuse ori sunt mainstream, deci nu vizează romii explicit, ori, dacă vizează romii, sunt top-down, nu grassroots. Da, mulțumim. Aș adăuga la acest lucru o întrebare pe care o adresez în special studenților care sunt acum sunt timișoreni, chiar dacă nu provin neapărat din Timișoara. O văd aici pe Mihaela Iorgu. Ne auzi, Mihaela? Ne auzi?
Mihaela Iorgu, nu știu dacă ne aude. Mai sunt Madalina Mihai, studentă la Universitatea de Vest. Madalina, ne auzi? Nu știu, au microfoanele închise, cei cu ei. Ok, deci aș fi vrut să întreb dacă tinerii resimt cumva această stare de, na, împotriva, deci țiganii, da, din Timișoara, avem, fie îi ignorăm, fie avem o problemă cu ei. O să revină și studenții, deocamdată îl rog pe profesorul Peter Gross, care este categoric invitatul nostru special din Statele Unite, să intervină și, sigur, l-am invitat pentru câteva aspecte pe care ni le poate relata din Statele Unite ale Americii. Dar acum te rog, Peter, să intervii cu ceea ce ai vrut să spui. Da, o mică contribuție americană, dacă vrei. Da. În Statele Unite, noi ne concentrăm pe protejarea și toleranța minorităților. Să fie tratați la fel ca toți alții. În același timp, insistăm de asemenea că aceștia să fie tratați într-un mod special. Mai mult ne concentrăm și pe anumite grupuri minoritare și nu pe altele. Prin urmare, se creează așa un fel de balcanizare a țării. Și vreau să spun în opinia mea, să nu vorbim despre protecția minorităților sau toleranța minorităților, pentru că separăm automat de majoritate. Pentru că îi plasăm într-o categorie numite oameni speciali. Așa că trebuie să vorbim despre respectarea tuturor și nu de toleranță și protecție. Bineînțeles, noi avem o lume, două lumi care trăiesc în paralel în țara asta. Unii care sunt în modul ăsta de political correctness, corectitudine politică, și fac cum am spus eu, vis-a-vis minorităților, și alții care au alte lume în care toți conviețuiesc foarte bine. Cum ai descris și situația în Timișoara? Da. Revin cu o poveste pentru care am și un... Din păcate, share screen-ul nu mă lasă să pun acest mic clip audio. O poveste pe care, de la care aș vrea să pornim discuția pe care, de fapt, a și inițiat-o Peter Gross, despre corectitudinea politică. Un mare regizor pe care, fără îndoială că îl cunoașteți, Andrei Șerban, profesor la Columbia University, a fost pus într-o situație foarte specială, strict de corectitudine politică, pentru care, deși este un profesor emerit, ca și Peter Gross, și ar fi putut să predea până la 100 de ani, a demisionat de la această prestigioasă universitate. Care este povestea? Ce l-a făcut pe Andrei Șerban să demisioneze? A fost un concurs pentru ocuparea unui post didactic în acest domeniu, nu? În acest domeniu artistic, și i s-a atras atenția că nu va putea, mă rog, juriul să aleagă un bărbat alb heterosexual. Aceste trei criterii sunt... Deci, chiar dacă cei care s-au prezentat ar fi fost cel mai bun un bărbat alb, heterosexual, acesta nu putea fi ales. Ar fi fost ales un altul, care eventual mai degrabă o femeie, dacă se poate de culoare sau altă orientare sexuală decât... să nu fie heterosexual, atunci da, ar fi putut să
ocupe acest post. Regizorul Andrei Șerban și acest om, mare om de cultură, a preferat să își dea demisia pentru că a considerat că sunt abolite criteriile competenței. Pornind de la acest episod care este real și pe care l-a povestit public de mai multe ori regizorul Andrei Șerban, aș vrea să vorbim un pic despre corectitudinea politică și cum se resimte ea în Statele Unite. Sigur că aici, în primul rând, vreau să îl invit pe Peter Gross să ne relateze, mai ales că, fiind profesor la mai multe universități de-a lungul carierei sale, probabil că va fi simțit și pe propria piele vreo experiență, sau nu. Da, ne spune Peter Gross. Te rog, Peter. Microfon. Da, noi toți am avut experiențe cu political correctness, cu corectitudinea politică și cu cultul ăsta, pentru că este un cult, care spune că populația neagră e cea mai importantă într-un sens. Așa că sunt o categorie specială, sunt acceptați la universități, chiar dacă nu îndeplinesc cerințele minime, sunt angajate în primul rând pentru că sunt negri, cu orice abilități și capacități pe care le au, fiind strict secundare. Cel mai bun exemplu este vicepreședintele nostru, Kamala Harris, care nici măcar nu este cea mai bună dintre toate femeile de culoare. O altă categorie specială, care vine chiar înainte bărbaților de culoare. Aceștia sunt păstrați în toate locurile de muncă, indiferent de performanța lor, conform unei politice nescrise de nu trebuie să eșueze. Asta e political correctness la noi. E un fel de cenzură, este o chestie foarte iliberală, este o atitudine și o practică care este o formă de plan ideologic pentru modul în care ar trebui privit totul. De fapt, e o insistență. Gândiți-vă cum a fost lucrurile în România sub regimul comunist și, în sens general, veți înțelege ce înseamnă corectitudinea politică, măcar în Statele Unite. Într-o democrație liberală nu există și nu poate exista nimic asemănător corectitudine politice. Asta nu se poate. Am vorbit despre balcanizarea Statelor Unite și asta, bineînțeles, contribuie la asta. Și e foarte dăinător. În mai multe, pentru mai multe idei. Da. Mulțumesc. Deci, crezi că gestul profesorului, că era din poziția de profesor a plecat Andrei Șerban, și anume aceea de a-și da demisia, este cea mai bună metodă de a te opune? Nu cred, dar au fost mulți și sunt mulți care fac asta, pentru că nu sunt liberi să facă treabă, să fie profesor, când întotdeauna îi spune cum să facă lucrul ăsta și cu cine. Da. Că mi-au spus și mie că nu pot să fiu un succes ca profesor dacă nu am colegi care sunt negri și dacă nu am studenți care sunt negri. E o prostie. Da. Da, mulțumesc Peter Gross. Un subiect delicat, și zic delicat pentru că vorbim cel mai puțin despre el, este cel al orientărilor sexuale diferite, despre care ne va vorbi
și o să ne arate mai multe cifre Daniel Cozac. L-am rugat să pregătească un PowerPoint în sensul acesta. Daniel, ai ridicat mâna, ai vrut să intervii pe corectitudine politică, fără îndoială, pot să o fac. După care te rog să ne spui care sunt realitățile de azi legate de LGBT. Să știi că mai era o mână ridicată, să te mai uiți puțin pe ecran. Da, Florin Buhuceanu. Da, o să-ți dau cuvântul, Florin, după ce intre Daniel Coza cu câteva informații. Mulțumesc! Două mari comentarii vreau să fac. Cred că este momentul să discutăm, dacă vorbim despre corectitudine politică, despre privilegiul bărbatului cis alb, care este un privilegiu istoric. Dacă ne aflăm astăzi în situația în care ne aflăm, este pentru că în lungi perioade istorice bărbatul cis alb a fost la conducere. Și prin urmare, bărbatul cis alb este cel mai tare din parcare. El este cel mai bine pregătit și el este primul în toate funcțiile de conducere, la universități și în viața politică. Trebuie să recunoaștem ce se întâmplă, da? Adică dacă vrem să schimbăm ceva, trebuie să înțelegem că se poate să facem lucruri toți împreună, înțelegând fiecare cine ne sunt partenerii de discuție și făcând anumite concesii, pentru că arta dialogului democratic în asta constă. Să ne uităm la celălalt, să-l înțelegem, să-l cunoaștem și să-i acordăm mai multe șanse. Atunci când eu beneficiez de un privilegiu, să știu să fac un pas în spate și să-i las pe ceilalți care sunt mai puțin privilegiați să aibă acces la tot ce înseamnă piramida lui Maslow, de la adăpost, căldură, hrană, Wi-Fi și educație. Da, în câteva generații vom putea vedea lideri, formatori de opinie, modele care pot fi urmate din rândul comunității Roma, din rândul comunității oamenilor de culoare din Statele Unite sau din altă parte, din rândul comunității LGBTQ și așa mai departe. Iată-mă, n-am înțeles ceva. Iată-mă că te întrerup, dar poate e bine să ne explici mai mult ca să putem înțelege. Deci, susții că acest tip de discriminare pozitivă, dar care merge până la a lupta împotriva, de fapt a acționa împotriva meritocrației, este legitim. Deci dacă eu am un post și pe postul ăla întâmplător e mai bun un bărbat alb decât o femeie neagră, sau, mă rog, decât ce vreți, bun, așa, nu contează, atunci este legitim să promovezi pe cel mai slab și să-l înlături pe cel mai bun. Spuneți deschis acest lucru. Este legitim să-l promovăm pe cel mai slab. Care este meritocrația legitimă? Fiindcă asta este întrebarea pe care ne-o punem în seara asta. Meritocrația este legitimă? De ce? Nu e vorba de legitimă. E vorba că meritocrația înseamnă că unul e mai bun decât celălalt. Deci, dar de ce este unul mai bun decât celălalt? Asta este întrebarea mea. Am să intervin. Dar vreau să vă spun. Nu, stați puțin. Te rog, te rog, Andrei. Atunci nu mai spun nimica. Trebuie totuși să lămurim niște lucruri. Nu e vorba de niște criterii despre care să se susțină că nu sunt bine aplicate. Toată lumea a fost de acord în general în asemenea chestiuni, sau aproape toată lumea, că într-adevăr respectivul individ care era alb și întâmplător, bun, în discipline de tipul foarte tehnic, matematică, fizică, cunosc și eu cazul, nu vreau să încep să le povestesc. Bun, da, sunt foarte multe cazuri. Este clar, toată lumea era de acord că el are mai multe puncte profesional vorbit, dar scade din punct de vedere al originii, al faptului că are pielea întâmplător albă. Bun. Deci el trebuie să plătească pentru faptul că acum o generație, două, cinci, lucrurile stăteau pe dos. Ceea ce mi se pare absurd. Și nu numai că e absurd, dar dincolo de elementul moral, are o consecință negativă pentru societate. Deci societatea va promova
oameni mai puțin pregătiți în anumite domenii, uneori domenii de vârf, și deci va strica competiția. Și aici, frate, domn, dacă societatea nu va face modificări și vrea să se schimbe, nu o să se schimbe niciodată, pentru că în totdeauna societatea poate să se schimbe, într-un sens, societatea poate să se schimbe procedând corect. De exemplu, este normal ca atunci când ai copii mai dezavantajați, care ies din medii dezavantajate, indiferent dacă sunt rome, dacă sunt orice, nu contează. Este firesc să-i susții, să le acozi burse, să le acozi tutoring, mă rog, meditații gratuite. Deci să-i aduci la un nivel mai bun, în așa fel încât în competiția propriu-zisă să facă față cu brio. Da. Pentru că calitățile lor native se poate dezvolta în pofida faptului că au avut medii de unde au pornit mai dezavantajate. E adevărat, în 200 de ani se va întâmpla chestia asta. Să distrugi competiția, pur și simplu, stabilind automat, după ce ea s-a încheiat, domne, ăsta nu intră, este exact, s-a dat exemplu, domnul profesor Bloch s-a dat exemplu comunist. Ce să mai discutăm? Asta este sănătoasă, Andrei. Da, atunci mulțumesc că am să privilegiez, Andrei Cornea, am să privilegiez un student care intervine. Da, pot să adaug ceva? Da, te rog, Darius Medelean, după aceea profesorul Peter Gross. O clipă doar. Darius, ai ridicat mâna. Darius? Da. Referitor la povestea cu Andrei Șerban și corectitudinea politică, am un exemplu foarte, foarte actual, care provine adică toată lumea a auzit de Stăpânul Inelelor și de faimosul Tolkien, nu? Toamna aceasta, Amazon o să facă un serial, pentru că au cumpărat drepturile de la Tolkien Estate, și o să facă un serial bazat pe romanele lui. Iar în acest serial, un serial fantasy, avem elfi de culoare, dwarf de culoare și multe alte elemente care nu erau în concepția lui Tolkien. Chiar dacă acesta a scris despre rase și nu asta era ideea de bază. Bine, o să o vedeți pe albă ca zăpada negresă. Asta o să spun. Deja am văzut-o. Da, da? Domnul Buhuceanu este... Da, Darius, mai voiai să spui ceva? Da, întrebarea mea este care este logica acestor decizii? Vrem doar să atragem mai mult capital sau este ceva mai mult decât atât? Da, probabil că societatea americană, care este diferită și istoric de noi, are mai multe de spus în privința aceasta. Totuși, Florin Buhuceanu, ca să nu stea mult timp mânuța ridicată, acea mânuță galbenă, da, vă rog să interveniți. Te rog să intervii, Florin. Cred că era profesorul Gross înscris la cuvânt. Aș vrea doar în două vorbe să ne pliem puțin pe realitatea românească. Mă uitam chiar acum la un studiu din 2018, deci ceva mai vechi, nu avem dată mai recentă, inițiat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care periodic încearcă să măsoare temperatura din societate vis-a-vis de diferite grupuri din grupuri minoritare. Și cred că asta e mai degrabă realitatea românească și am să dau câteva cifre, mă iertați pentru ele. 60% dintre români cred că musulmanii sunt potențial periculoși. 46% dintre români se simt superior unor grupuri minoritari precum homosexuali, rom, persoane cu disabilități mentale. M-am uitat și la alte studii în care
mi se par mai aproape de firul ierbii legat de ce se întâmplă în școli. 7 dintre 10 elevi LGBT nu se simt în siguranță în mediul educațional. Mie asta mi se par realitățile despre care ar trebui să vorbim, nu despre teroare corectitudinii politice, care îmi pare realmente o ideologie completamente inaplicabilă în România. Noi nu avem discriminare pozitivă nici la acest moment. Nu avem politici dezvoltate pe baza acestui concept. Deci ne lipsește practic conceptul, nu avem nici politicile bazate pe acest concept, dar ne plângem că vine corectitudinea peste noi, corectitudinea politică peste noi și biata majoritate tremură înfiorată că nu se mai poate sub teroarea minorităților. Care minorități? Mă iertați, realitatea românească de la firul ierbii cred că arată diferit. Nu o să intru în cazul profesorului Andrei Șerban pentru că nu-l cunosc, nici nu-l înțeleg decât într-o foarte mică măsură, dar cred că n-a priceput nimic din identitatea persoanei transgender pe care o avea în față. Să-i spui unei persoane, unei student, că tu ești bărbat, acea persoană fiind femeie, mi se pare o insultă gravă și o neînțelegere a realității studentului pe care l-ai în față. Dacă ești profesor, trebuie să înțelegi pe cine ai în față, trebuie să-ți înțelegi studenții și modul în care se identifică el. Nu ești în măsură să definești persoana din fața ta. Acea persoană, chiar student fiind, are tot dreptul să se definească. Cred că știe mai bine dacă este bărbat sau femeie. Vorbim de corectitudine politică în România? Da, vorbim de încercări de introducere a cenzurii pe mâna a unui grup de parlamentari UDMR. În decembrie 2021 au propus modificarea legii drepturilor copilului, care practic încearcă să introducă cenzura în spațiul educațional până la vârsta de 18 ani. Sigur că va primi sprijin politic de la o bună parte a parlamentarilor noștri. Vorbim de încercări de a scoate în afara legii, prin modificarea legii educației naționale, studiile de gen, educația de gen la orice nivel. E adevărat. Deci mulțumesc, domnul Buhuceanu. Asta mi se pare incorrect în politice varianta românească. Da. Florin Buhuceanu, mulțumesc. Nu avem foarte mult timp, de aceea mă întorc la Daniel Coza, care a pregătit un scurt PowerPoint pe care îl rog să ni-l arate, fiindcă e important să vedem cifre. Mulțumesc că ne-ai oferit și alte perspective în legătură cu ce se întâmplă în societatea românească, Florin. Da, Daniel Coza, te rog să ne prezinți ce ai pregătit. Pot, da, poate mai întâi să-i răspund lui Darius Medelean la întrebarea lui de ce este nevoie de astfel de artificii, pentru că noi toți avem nevoie de modele. Eu, ca persoană gay, am nevoie să știu că acest lucru este valid și că există oameni care trăiesc bine și își fac bine treaba și da, modelele astea vin din viața reală, dar vin și din poveștile pe care le spunem. Dacă poveștile pe care le spunem sunt mereu despre bărbatul alb care vine călare pe un cal alb și salvează prințesa, atunci eu, ca bărbat gay în România 2022, unde mă regăsesc? Da? Despre asta este vorba. Nimic pentru noi fără noi. Vrem să fim implicați, cred că asta este, nu știu, principiul pe care îl poate enunța orice minoritate. Nimeni nu își dorește ca altcineva să facă ceva pentru o persoană sau pentru un grup fără a include acea persoană în demersul ăla. Ori dacă noi excludem oamenii ăștia din procesul de educație, din procesul de șanse egale, atunci când vorbim de, nu știu, acordarea unui, și ne cramponăm de chestia asta cu meritocrație. Da, meritocrație, dar hai să pornim cu toții, nu, unii au furat startul, să pornim cu toții de la același nivel, de la același... Dani, cuvântul studentului din nou, Darius Medelean, te rog, că văd că e un dialog fierbinte, dar foarte mult timp nu avem, deci vă rog. Ca și răspuns, aș avea o altă întrebare. De ce trebuie să alterăm doar pentru a face pe plac unei minorități când putem să creăm ceva nou? De exemplu ce?
Nu e prea clar. Nu e prea clar ce spuneți. De ce trebuie să fie, de ce trebuie să introducem un elf negru în Tolkien când el, când Tolkien nu a scris despre asta, de ce trebuie să introducem un elf gay în Tolkien, când putem să facem o altă poveste, oricine, altcineva, în care o altă poveste total diferită de cea a lui Tolkien și să o numim altcumva. Da, iată un punct de vedere. Insist totuși, Daniel, să ne arăți ceea ce ai pregătit, te rog mult. Nu vreau, sigur, e o discuție interesantă și vom continua, dar te rog să ne arăți cifrele. Pentru ca să pun PowerPoint-ul pe ecran, trebuie să primesc share screen. De a face share screen ca host. Deci, cred că gazda conversației trebuie să, să mă facă host ca să pot da share screen. Așa. Îmi cer scuze. Peter Gross, te rog, închide microfonul, se aud, închide microfonul, te rog, că se aud pagini pe care, da, mulțumesc. Merge? Până când reușești să faci asta, avem aici cu noi un student de la Universitatea de Vest, Pavel. Da, Pavel, ne auzi? Pavel Juminski, da? Ne auzi, Pavel? Pavel Juminski? El provine din Republica Moldova, dar învață în Timișoara. Ne auzi? Da. Nu ne aude? Pavel? Da. Da. Avem un mesaj în grupul de discuții scris, da, care pare să fie de la cineva care este din Republica Moldova. Da, numai nu-mi dau seama de la cine vine acesta, că văd că vine de la... Din păcate, da, eu cred că încă se rezi. Este Mihaela Iorgu, care are o problemă cu microfonul, de aceea nu a putut să răspundă la întrebarea pe care eu am pus-o. Dacă se resimte sau nu, mă rog, o anumită atitudine față de minorități, mai ales față de romi, și ea ne răspunde. Ea e o studentă de la, cred că de la Universitatea de Vest, nu sunt sigură. Da, din păcate, da, eu cred că încă se resimte, dar când zic asta nu mă refer anume la Timișoara sau România, pentru că am petrecut puțin timp pe holurile, prea puțin timp în România din cauza pandemiei. Eu sunt din Republica Moldova și da, se simte antițigănismul, spune ea, în Republica Moldova, în grupurile de studenți și nu doar de studenți. Oamenii, din păcate, generalizează și din această cauză suferă foarte mulți oameni de alte etnii, în special femeile de alte etnii. Da, mulțumesc Mihaela Iorgu, studentă. Iată, avem un punct de vedere și din Republica Moldova, unde fenomenele sunt similare. Dani Cozac, reușești să ne pui pe ecran? Nu. Bun. Spune-ne câteva cifre legate de LGBT și care a fost momentul în care această problemă, să spunem, a primit, să zicem, un input bun din punct de vedere legislativ. Da. Prezentarea pe care am pregătit-o era o viziune cumva didacticistă asupra, mă rog, cum văd eu problema ca om cetățean al României de parte din minoritatea gay și prin extinderea LGBTQIA+. Aveam, mă rog, câteva lucruri legate despre acest acronim. Ce înseamnă drepturi și libertăți pentru noi,
înseamnă participare în societate, familie, comunitate, învățământ, sănătate, cultură, piața muncii, viața politică și viața civică. Și, de fapt, aici este problema că atunci când intervine discriminarea, participarea asta are de suferit. Și mă gândeam ce este discriminarea. În primul rând, așa cum e definită ea de legislația din România, și puteți găsi această definiție pe pagina CNCD, și vorbim deci de tratament mai puțin favorabil, injust sau degradant, hărțuire, ostilitate, intimidare, violență, abuz fizic sau psihologic, victimizare și respectiv ordinul de a discrimina. Am făcut un scurt istoric pe care l-am găsit pe paginile organizațiilor Accept, Mozaic, dar nu numai, și mi se pare interesant cumva în oglindă cum avansează drepturile comunității, da? Respectiv în paralel cu apariția unor pusee de extremism. Așadar, în 1994 apare grupul de inițiativă Bucharest Acceptance Group, care este premergătorul asociației Accept. În 1994, în România, exista în vigoare în codul penal acel articol 200, și de asemenea legislația interzicea propaganda homosexuală. Deci cumva acest grup, despre care probabil Florin Buhucean poate să ne spună mai multe, este vârful de lance. Există câteva evenimente, poate câte unul pe an, simpozionul Homosexualitatea, un drept al omului în 1995, și apoi absolut un mare progres, 1996, înființarea Accept cu acte ca organizație care milita pentru acceptare. În 97 începe campania pentru abrogarea articolului 200 cod penal. În 99... Rog să ne spui ce zicea acest articol. Practic se incriminau relațiile sexuale între persoane de același sex, dar nu numai, cât și orice comportament considerat public, și se pedepsea cu închisoare până la 5 ani. Îmi pare rău că nu am un citat exact al acestui articol. În 99 Accept primește un premiu, Egalité, din partea Comisiei Europene, de fapt Equality for Gays and Lesbians in the European Institutions, și este nominalizată la premiul Sakharov al Parlamentului European. Iar în 2000 are loc o conferință a organizației ILGA în Europa, este cea de-a 12-a conferință care se întâmplă la București. Toate acestea sunt premergătoare da. Anului 2001, când se întâmplă de fapt abrogarea articolului 200 cod penal, de fapt toate procedurile se încheie undeva exact pe 30 ianuarie 2002. Dar 2001 este anul de abrogare a articolului cod penal și practic se marchează o trecere a drepturilor minorităților sexuale din codul penal în codul civil. De acum discuția se schimbă, chiar dacă nu se schimbă și neapărat percepția, cum este văzută această comunitate, de multe ori invizibilă, pentru că foarte multă lume, probabil în 2000, nu cunoștea vreun membru al comunității LGBTQ, apare mai târziu în acronim, până în 2015 apar primele manifestări publice. Primul festival gay din România, Festivalul Diversității, în 2004. În 2005, prima paradă gay în București. În 2006, pentru prima oară, se pune pe agenda publică problema căsătoriei sau parteneriatului civil între persoane de același sex. Este meritul Accept pentru acest lucru.
De asemenea, e interesant, 2007 apare, se înființează Asociația Noua Dreaptă, extremă dreaptă, neolegionari naționaliști, și este și prima contramanifestație la Parada Gay Fest din București, o contramanifestație organizată. 2008, această contramanifestație primește un nume, se numește Marșul Normalității. E interesant acest subiect dacă ne uităm un pic în paralel la ce se întâmpla pe plan mondial. Sunt anii crizei economice. Acum este marea criză internațională financiară, care după aceea s-a transformat în criză economică. Și e interesant cum acest lucru se reflectă într-o activitate sporită a extremei drepte. Cel puțin asta este o corelație pe care o fac eu și mi se pare interesantă. În 2011, Gay Fest ajunge la 8-a ediție, sunt 10 ani de la abrogarea articolului 200 și de-abia anul următor, în 2012, o personalitate publică îndrăznește să apară în public la marșul gay. Este vorba de Loredana, care participă la marș și cântă și se adresează și participanților. Printre alte personalități din viața... Daniel, aș vrea să te întreb dacă vom putea trimite această prezentare celor care sunt prezenți aici cu noi în dezbatere. Poate că reușim să o transmitem pe altă cale. Timpul nostru se scurge repede, avem un timp limitat. Mulțumesc foarte mult! Foarte scurt, mai ai de făcut o punctare actuală, 2021 sau da, ceva? Da, cred că cel mai important moment de care suntem cu toții foarte conștienți vine cu referendumul pentru familie din 2018, care a fost o traumă pentru întreaga comunitate, în același timp în care a fost tot anul 2018 și primul cele mai importante și numeroase manifestări, Bucharest Pride, cu 12.000 de participanți pe Calea Victoriei. Da. Cred că dacă vorbim de 2020 și de pandemia COVID-19 și poate de recesiunea economică care se poate prefigura, e interesant să vedem dacă există o corelație între ascensiunea aceasta extremistă și condițiile economice precare la nivel mondial. Da, corect. Mulțumesc foarte mult, Daniel. Madeline Hodor a pus pe chat articolul 200 din 1968, care a fost abrogat în 2001, nu? Și puteți să-l vedeți acolo, iar prezentarea lui Daniel Cozac o veți primi pe alte căi. O să vedem cum ne ajută tehnicul. Foarte scurt, Florin Buhuceanu, mai am două subiecte într-un timp foarte, foarte scurt, doar dacă e ceva de punctat special. Nu știu dacă e de punctat special, dar aș zice, practic, suntem într-o situație în care discriminarea prin lege, care era o realitate până în 2001, practic ne scotea completament în afara legii, continuă și în alte forme în 2022. Mă refer aici la lipsa de acces la drepturi aferente vieții de familie, la neaplicarea legislației infracțiunilor motivate de ură în cazul acestei minorități, ca și în cazul altor grupuri minoritare, inclusiv minoritatea evrească, lipsa de acces la servicii în anumite de situații și o chestiune, a zice, gravă atunci când vorbim de persoane care trăiesc cu virusul HIV, lipsa de acces la resurse în cazul adolescenților și tinerilor din această comunitate. Practic nu există nicio autoritate publică în România care să fi făcut vreodată efortul minimal de a înființa măcar un focal point, o minimă concentrare de resurse pentru această minoritate. Noi, în fața legii, pe mai departe, nu existăm ca atare, de aici încercările de a penaliza orice ce înseamnă identitate publică în cazul acestei minorități. Încă deranjăm.
Da. Mulțumesc pentru acest semnal. Da, mulțumesc pentru acest semnal. Mă voi întoarce la comunități mici, comunități etnice și religioase mici. O avem împreună cu noi pe Lyubinka Stankov, care este unul dintre liderii, aș putea spune, mai ales că fiind scriitoare și de asemenea jurnalistă la publicația în limba sârbă din Timișoara, la publicația literară, ne-ar putea spune cum resimte o comunitate mică, poate ne și spui, Lyubinka Stankov, Perinaț, ce număr, cu ce număr ne confruntăm aici, cum resimt sârbii din România câteva lucruri, și anume că sunt o minoritate, o comunitate mică, vecină cu o fostă Iugoslavie care a trecut prin traume, nu? Oare și acolo există această idee, patria, mamă și așa mai departe. Deci te rog să ne spui în câteva cuvinte cum se simte minoritatea sârbă din România. Ca să răspund pe rând, minoritatea sârbă a avut, nu știu acum, pentru că abia urmează recensământul, a avut 16.840 de membri, adică suntem foarte puțini rămași în România. Ce să spun? Să spun că suntem în Banat, unde ne respectăm unii pe alții, e foarte adevărat, am crescut într-o perioadă idilică, după aceea a venit războiul și toată bula aceea de care vorbea Ceaba s-a spart. Extremismul e o jucărie foarte periculoasă. Exemplu este chiar fosta Iugoslavia și îmi pare foarte rău că nu s-au învățat lecțiile iugoslave. Adică un discurs extremist de tip Izetbegović, Tudjman sau Milošević, unde eu sunt cel mai cel, poporul meu este cel mai bun, ceilalți nu contează. Discursul acesta aduce pierderi de vieți, aduce războaie și uneori ne considerăm că suntem foarte departe de aceste lucruri. Dar în idilicul nostru Banat, unde trăim toți împreună, unde toți suntem legați unii de alții, ne ajutăm, ne completăm, încă mai există extremisme de genul Republica Banat, autonomie, discursul care ne poate aduce și pe noi în situația Ucrainei sau ne poate aduce și pe noi în situația fostei Iugoslavii. Sper să nu ajungem niciodată acolo, dar îngrijorări există. Un astfel de discurs, ați pomenit de AUR, dar nu sunt doar cei de la AUR, ei sunt foarte vizibili și de asta îi tot pomenim. Dar dacă ne uităm în jurul nostru, dacă ne uităm chiar și la majoritar, pentru că până la urmă suntem cetățeni români și ne interesează tot ce se întâmplă, indiferent dacă e vorba de rețelele de sociale, noi nu mai avem răbdare să ascultăm ce spune celălalt. Iar punctul nostru de vedere este unul și nu mai există părerea celuilalt. Indiferent dacă e vorba de vacciniști, antivacciniști, indiferent dacă e vorba de am încredere în medici, nu am încredere în medici, dacă sunt sârb și sunt mai cu căciula nu știu pe unde sau sunt bănățean și am steaua în frunte. E genul de discurs care aduce pagube clar și categoric. Da, da, mulțumesc mult, Lyubinka. Vă atrag atenția că pe chat aveți deja prezentarea pe care n-a putut să o pună pe ecran Daniel Kozak. Dacă sunteți interesați, puteți să faceți download. Mulțumesc, Lyubinka, mă întorc la Ruxandra Hurezean, pentru că și noi în Timișoara, dar Ruxandra știe foarte bine comunitățile germane. Comunitatea germană și nemții în general au avut întotdeauna o imagine foarte bună, cel puțin în Banat. Presupun că și sașii de care
de care Ruxandra Hurezean a scris cărți premiate, au avut și, cum să zic, istoric vorbind, o imagine foarte bună, majoritatea a avut o percepție foarte bună. Ceva s-a schimbat. Vedeți, noi aici la Timișoara vedem și auzim foarte des această, hai să spunem, înjurătură, deși știm că ea e mai mult de atât, nazist. Deci Dominic Fritz este nazist. Reprezentantul în Parlament al Forumului German a fost făcut nazist chiar zilele trecute. Se arată cu degetul, să zicem că există niște inabilități administrative, dar astea sunt pentru că primarul e neamț. Și, Ruxandra, ne-ai putea spune, reportajele tale și cărțile tale constată același lucru. Nu? O statuie a fost aproape, cred, distrusă la Sibiu pentru că vorbește despre... Da, microfonul. Microfonul. Da, microfonul, da, scuze. Da, da, așa este. În ultima vreme au fost evenimente care arată schimbare de atitudine față de minoritatea germană. Dacă sondajele pe care le-am văzut cu ani în urmă, 2014-2018 și în 2017, IRES a făcut un sondaj, arătau că românii îi apreciază masiv pe germani, 87% îi considerau benefici pentru economia și dezvoltarea României, 96% îi considerau prieteni și foarte buni prieteni. Mai nou, nu s-au făcut sondaje în ultimii ani, dar manifestările publice în acest sens au arătat că simpatia față de ei a scăzut dramatic și asta pentru că a fost deturnat politic mesajul. Adică dacă președintele este de etnie germană și dacă ceva nu-ți convine la felul în care este condusă țara sau ai o problemă cu aceasta, atunci este pentru că e neamț și să ne amintim ce se spunea în campaniile electorale, să meargă și să candideze în țara altui. Avem politicieni care se adresează frecvent cu termenul de nazist când e vorba de președinte sau când e vorba de Dominic Fritz. Deci fac apel la etnie și asta în mod abuziv. Deci asociază etnia cu ideologie da, nefastă, tocmai ca să aibă câștig politic. Deci este instrumentată politic această dușmănie mai nou față de etnia germană. Da, la Sibiu, când a fost instalată statuia lui Blumenthal, după aceea a fost o manifestație în jurul ei contra lui Blumenthal, apoi a fost vandalizată statuia. Deci, chiar dacă istoricii au tot explicat că nu are Blumenthal o vină în ce s-a întâmplat cu răscoala și cu capii răscoalei, dar asta n-a contat. Deci conta motivul pentru care ei puteau să strige că germanii, trecutul german în Transilvania nu a fost bun pentru majoritate. Da. Ruxandra, dacă îmi permiți, aș vrea să mai invoc 30 de secunde acel reportaj al tău, unde au fost, mi se pare, profanate morminte într-o zonă unde nu mai există evrei. Nu, da. La Sighișoara, nu, pardon. Da, e sinagoga din Sighișoara. Da. Așa. Dar da. Tot ce vreau să vă spun, că din cercetările mele și din incursiunile mele pe teren, mi-am dat seama că, de fapt, influența este politică și în cazul acesta, în care pe doi stâlpi ai sinagogii din Sighișoara, într-o seară, înainte de Crăciun, cu câteva zile înainte de ajunul Crăciunului, au fost desenate svastici. Ei, asta a pornit după ce la București, la o manifestație publică a Partidului AUR, erau antivacciniști în primul rând, a fost desenată svastică pe steagul Uniunii Europene. Ei, lucrurile astea, apoi un lider AUR a spus că Holocaustul este o temă minoră, lucrurile astea s-au rostogolit,
și ajung cumva în rândul populației pe, într-o stare de, de confuzie și de prea multă informație și prea puțină educație, ajung să creeze situații neplăcute pentru toată lumea. Adică dai desenată svastica pe stâlpul sinagogii, vine poliția în ajunul Crăciunului, patru tineri din Sighișoara erau anchetați, patru familii trăiau momente groaznice în noaptea aceea. După astfel de gesturi, sigur, vor fi sancționați, cumva rămâne o pată în biografia lor. Trebuie să fim foarte atenți ce spunem în public, că suntem oameni politici sau suntem oameni din presă. Deci trebuie să ne dăm seama că nu este, nu este un lucru ușor, nu că zboară cuvintele sau că găsim noi un motiv pentru care să câștigăm politic. Trebuie să fim foarte atenți. Ruxandra, exact asta urma, deci este ultimul punct din dezbaterea noastră, și anume responsabilitatea presei. E profit de faptul că aici sunt mai mulți jurnaliști. Răzvan Chiruță, dacă ne auzi. Răzvan? Nu ne aude? Sorin Simion sau oricare dintre jurnaliștii aici prezenți, m-aș bucura dacă ați interveni pe ideea aceasta a responsabilității pe care o are presa. În această privință, în perceperea și în percepția majorității asupra minorității și invers. Tu ai scris mai multe lucruri, Răzvan, în ultima vreme, despre această stare de conflict pe care, sigur, un anume partid, AUR, mai exact, îl produce. Nu pot să nu amintesc câteva lucruri, și anume că începem să instituționalizăm politic agresiunea în sine, asaltul asupra Parlamentului, asaltul asupra primăriei Timișoara, pe motive de acest fel, nu? Luăm cu asalt primăria pentru că acolo este un german. Da, Răzvan, responsabilitatea presei în privința asta. Păi, bună seara. În primul rând, una dintre problemele, de exemplu, care s-a întâmplat mulți ani, n-am mai urmărit să văd acum dacă s-a schimbat între timp, dar venea, de exemplu, din felul cum se relatează, se relatează despre infracțiuni. Dacă cel care comite o infracțiune este, eu știu, din majoritatea românească, îi se spune doar infractorul X. Dacă e rom, se spune infractorul de etnie romă Popescu. Ceea ce, bineînțeles, îi arată clar o discriminare și o prejudecată, pentru că la urma urmei nu contează etnia infractorului, ci ceea ce a comis, de exemplu. Pe de altă parte, un lucru care, de exemplu, nu s-a vorbit aproape deloc, nu se vorbește aproape deloc în presă și oarecum aș zice, din fericire am văzut că începe să se abordeze și această temă tot mai mult, este despre istoria romilor în România, de exemplu, pentru că nici majoritatea și nici chiar romii nu știu, nu cunosc faptul că ei au fost sclavi pe aceste meleaguri 500 de ani. Pentru că asta, cred că asta mi se pare foarte, foarte relevant de a discuta în societate. Apropo și de situații similare din alte țări. Până la urmă, când majoritatea e supărată pe infracțiunile comise de rom, de exemplu, sau pe anumite modele din societatea lor, noi uităm, ok, această vină istorică până la urmă, că acești oameni, aceste comunități au fost sclavi timp de 500 de ani și au fost eliberați de foarte mult vreme, chiar în 24, foarte puțină vreme. În 24 februarie s-a marcat, iată, această aniversare. Amintesc, Răzvan, că există un ghid de bune practici privind relatarea despre minorități în presa românească, datează de prin 2002, e făcut într-un proiect al CJI. Citesc doar două rânduri: respectă semenii indiferent de sex, nivel, educație, vârstă, apartenență etnică, religioasă, orientare sexuală. Menționează nivelul, vârsta, apartenențele,
doar atunci când e relevant și întreabă-i pe cei implicați cum doresc să fie identificați și folosește denumirea indicată de ei, ceea ce noi ca jurnaliști foarte rar facem. Să-i întrebăm pe oameni, pot să te identific ca rom, pot să te identific ca german sau cum dorești, dacă nu e relevant, sigur. Și să evităm senzaționalismul bazat pe stereotipuri și prejudecăți, ceea ce presa noastră în mare nu face. Da, Răzvan, dacă voiai să mai adaugi ceva, te rog, dar vreau să mă duc către capătul acestei discuții. Mulțumesc! Ultimul cuvânt îl va avea profesorul Peter Gross, pe care îl invit să tragă concluziile, iar eu voi proiecta pe ecran răspunsul meu, să zicem, răspunsul care rezultă la întrebarea, bun, dar ce e de făcut? Și încerc să vă pun pe ecran ceva ce cred că ar putea fi făcut. Da, cred că vedeți, da? Ce am putea face? Cum protejăm? Dar îl ascultăm pe Peter Gross și apoi tragem ultimele concluzii. Da, da? Mulțumesc. Nu am prea multe de spus. Responsabilitatea presei este de a reporta corect, complet, în context, echilibrat, și trebuie să identifică un suspect într-o crimă, numai dacă individul ăsta este autoritățile încă nu l-au găsit. De altfel, nu e important dacă un criminal e alb sau roșu sau verde sau e de o anumită religie. Este important că mass media să fie, cum spunem noi, fair. De altfel, devine părtinitor într-un fel sau altul și asta nu e bine, pentru că dăunează nu numai practicii jurnalismului, ci și percepției acesteia în rândul publicului. Da. Și atunci s-a terminat cu credința în presă. Sigur, încrederea se pierde ușor. Încrederea, da. Da. Încrederea se pierde ușor. Mă scuz, da. Da. Subiectul pe care am discutat astăzi este complex, evident. Dar trebuie rezolvat nu într-un mod ideologic, dar practic. Și asta e cea mai mare concluzie, cred că. Da, corect. Da. Ideologia ne încurcă foarte tare. Uite, Peter Gross și dragi prieteni, cum m-am gândit cam ce s-ar putea face, da? Cum protejăm și sigur că leg de ceea ce ne spunea Florin Buhuceanu și anume că anumite categorii, nu? Cum ar fi LGBT-ul, nu există din punct de vedere al autorităților. Sigur că justiția ar fi o soluție, nu? Legi autohtone europene, antidiscriminare, da. Anti-hate speech, pro-incluziune și există. Nu pot să spun că nu există și noi avem, dar ele se aplică destul de timid și părerea mea este, mă rog, din experiența așa de jurnalist, că justiția și foarte mulți judecători nu înțeleg aceste spețe. Uitați-vă, CEDO, am un caz din 2007, Pavel Ivanov împotriva Rusiei, Pavel Ivanov care era redactor și proprietar de ziar, primește o sancțiune pentru că, de fapt, discriminează și folosește un limbaj al urii. Ce mai putem face? Educație? Strategii, există unele, Comisia Europeană, Națiunile Unite, câteodată strategii naționale, păcat că ele rămân adeseori pe hârtie doar. Măsuri de reglementare, și aici vedeți rețelele sociale
sunt cele care difuzează larg limbajul urii și formule foarte agresive, discriminatoare, și, sigur, coduri etice în instituții, în companii, în comunități, care să aibă în vedere și acest lucru. Probabil că sunt mult mai multe lucruri de făcut în acest sens. Nu este un subiect mic, cel al minorităților. Nu ne batem capul degeaba, cum se exprima o prietenă de-a noastră aici. Ne batem capul cu această problemă pentru că ea există în societatea noastră și, într-un fel sau altul, trebuie să conviețuim, să ne acceptăm și să nu ducem incluziunea până la asimilare. Și ăsta este un subiect pe care noi îl vedem românii din Serbia, de exemplu, cu românii din Ucraina, cu maghiarii din alte locuri care resimt asimilarea, nu? Și asta este o problemă. Dacă ar mai fi ceva esențial de spus, mai aveți 30 de secunde. Dacă nu, atunci vă mulțumesc tuturor. A fost și pentru mine extrem de instructiv ceea ce am auzit de la voi și vă rog să participați în continuare. Mai sunt 4 dezbateri care mai de care mai interesante. Următoarea este despre iliberalism. Dacă mai sunt 30 de secunde, aș spune eu un cuvânt. Da, concluzie. Aș spune că e important să stabilim faptul că în România, în Europa și în lume se simte un fel de oboseală a democrațiilor liberale care a lăsat să pătrundă iliberalismul și de aici foarte multe probleme, inclusiv cele care le-am discutat noi, și că suntem înconjurați de țări iliberale, de la Ungaria lui Victor Orban, la Rusia lui Putin sau Turcia lui Erdogan. Deci aș spune că există și această dimensiune pe care ar fi trebuit măcar să o punctăm. Tocmai de aceea va fi o dezbatere separată despre iliberalism și despre consecințele acestuia în Europa și în România. Mulțumesc foarte mult! Ne despărțim aici. A fost extrem de instructiv. La revedere! Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim!